Emi, acest videoclip vreau să vorbim împreună cu prietenul meu, Mati, cu amândoi băieți, frate. Boșilor, eu vă spun sincer, am trimis un film cu pompieri. Știi, am avut un vis, acum vreo lună, am visat pe penticostalul ăla care apare în filmul al doilea, ăla, Mr. Bridges. Apare și aici, e tatăl soției lui Holt, de la pompieri. Și ce vreau să spun? Că deci eu mă tot gândeam, domnule, eu ce știu eu? Că și eu sunt un fel de pompier, scriitor. Deci, domnule, ăla au scris. Uite, de exemplu, Hector Malo a scris singur pe lume, Romain Calbrist, deci două cărți, hituri, dar l-au scris 50 sau 80 de cărți. Tot așa. Și atunci nu, se treceau, acum alea a rămas. Cele mai... Deci, ideea, dar eu, cu tot o altă idee, nu că să scrii mult și că îi rămâne ceva. Ideea e ce am văzut în filmul ăsta. Deci, tipul arată că nu... Și asta mai vreau să zic. El măcar are scenariu. El, deci, ei sunt ca doi actori și un regizor mai, așa, nu știu cum să zic, la unul îi dă un scenariu și la altul nu îi dă nimic. Îi zice numai, tu vezi cum ți se pare normal să te comporți. Dar cum ți se pare ție normal, sau ție și personajul tău, nu cu burtologie din... Deci. Bun. Și ce vreau să spun cu chestia asta? Deci am văzut, mă uitam la... El cum stătea acolo pe o mașină de aia roșie de pompieri din Albany, Georgia, și scrie acolo fire, a crezut că zice, zicea, stai că-ți spun, Albany sau cumva cea genul ăsta, și a crezut zice fire starters, nu fire starters, zice fire fighters. Bun. Ce vreau să zic cu chestia asta? Vreau să zic că la cărțile mele și la, de exemplu, ieri m-am întâlnit cu prietenul nostru și am dat o carte de mea. Dom'le, pe care dau la oameni necăziți, știi? Ideea e că, pe care am dat-o pe una din ultima, nu știu, nu mai am văzut, să mai caut dacă mai am, trebuie și mie. Dar ce vreau să zic? Opera unui scriitor, deci, gândește-te și tu, dacă un scriitor, dacă sediul de pompieri din film ar fi un scriitor. Trebuie să scrii acolo pe pereți, peste tot, să fie și o bibliotecă, să fie, să scrie Fire Fighters al Georgia, așa? Trebuie să fie Firefighter, să fie interminabil, niște texte interminabile, care să se repete, să nu mai fie niciun Dumnezeu acolo. Sau aia e ca o încununare care reprezintă tot. Deci, în aceeași, deci ideea e că, ca să zic și o dată tâlcuit, poate că Dumnezeu a ales și știe ce trebuie să scriu eu, să public eu, pentru timpurile pe care le trăim. Pentru că asta este lucrul cel mai important. Scriitorul în timpurile în care trăiește, mai întâi și după aia. Dacă este scris. Deci ideea e că Dumnezeu îi dă cărțile. Că și eu am fost uimit cât de... Nu. Cu Dumnezeu.